este un turn foarte frumos. Și o să încerc să mă apropii de el, să văd care este povestea acestui turn. Și a fost întemeietorul acestei localități, întemeietorul Comanei. Și acest turn se poate să fie atât de vechi, în 1461. Conform legendei moderne, Vlad Țepeș s-a născut la Sighișoara, fiind fiul lui Vlad Dracul și al unei nobile transilvanene. A fost căsătorit de 3 ori, a avut 5 copii, iar în timpul domniei sale, țara românească și-a obținut temporar independența față de Imperiul Otoman. Vlad Țepeș, devenind vestit prin severitatea sa și pentru că își obișnuia să-și tragă inamicii în țeapă. Intrăm în turnul Comanei. Este un turn frumos chiar aici. Centrul localității Comana. Nu am reușit să citesc pe inscripție, dar se poate că se poate întâmpla ca acest turn să fie vechi tocmai după vremea lui Vlad Țepeș. Vlad Țepeș a luptat pentru a-și apăra domnia și țara, folosind împotriva inamicilor metode de intimidare și suplicii cu caracter exemplar. E mai frumos de aici. Se pare că lumea preferă să meargă foarte mult cu bicicleta pe aici. Aici este o școală gimnazială. Acum mergem înapoi în turn. Încercăm să mai mergem încă un etaj. Sunt niște poze probabil din istoria localității Comana. Și acum mergem la ultimul etaj. Este un turn care cred că odată a avut un clopot sau probabil că de aici se trăgea un clopot. Aici se poate
poate vedea localitatea Comana. Vlad Țepeș a ajuns curând faimos din cauza metodelor sale brutale de pedepsire. Conform unor oameni din Transilvania, el ordona deseori ca osândiții să fie jupuiți de piele, fierți, decapitați, orbiți, strangulați, pânzurați, arși, friți, ciopurțiți, bătuți în cuie sau chiar îngropați de vii. De asemenea, putea să li se taie victimelor nasul, urechile și limba. Însă supliciul favorit era trasul în țeapă, de la care provine porecla Țepeș, cel care trage în țeapă. Această formă de execuție a folosit-o în anii 1457, 1459 și 1460, contra negustorilor transilvaneni care nu respectaseră legile sale comerciale. Chiar recomand pentru o ieșire de weekend să vii la Comana, pentru că este un loc foarte interesant. Are delta, parc natural, locuri de foarte multe locuri de joacă pentru copii în parcul natural Comana. Și de asemenea și pentru părinți, să servești o berică, să servești un mititel, e totul aici la Comana. E un loc civilizat, cu oameni prietenoși și este o plăcere să vii aici în weekend. De asemenea, am văzut că foarte, foarte, foarte multă lume preferă să meargă cu bicicleta și să facă un pic de sport în weekend, mergând cu bicicleta. Acum o să mă întorc spre parcul Comana. Frumoase aceste desene cu Vlad Țepeș. Țepeș a fost asasinat la sfârșitul lunii decembrie 1476. Corpul său a fost decapitat și capul trimis sultanului otoman. S-a emis ipoteza că Vlad Țepeș ar fi fost îngropat la mănăstirea Snagov, pe o insulă în apropierea Bucureștilor. Examinările recente au arătat că, de fapt, acel mormânt nu conținea decât câteva oase de cal datate din neolitic
și nu rămășițele adevărate ale domnului Valah. După opinia reputatului istoric Constantin Rezachevici, mormântul acestuia ar fi pe locul mănăstirii Comana, ctitorie a voivodului.